Marian Bajnou, fostul mare fotbalist al Chimiei Râmnicu-Vâlcea, s-a stins din viață în urma unui accident autoprodus la Budești în data de 13 iunie. Acesta se întorcea acasă de la București. Echipajele ISU Vâlcea au intervenit pentru salvarea a 4 victime conștiente și neîncarcerate. În ciuda eforturilor medicilor, însă, viața fostului fotbalist nu a mai putut fi salvată. Deși Marian Bajnou a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Vâlcea, acesta s-a stins din viață după ce a suferit un stop cardiorespirator. Polițiștii serviciului rutier au intervenit la data de 13 iunie pe drumul național 7 în comuna Budești la un accident rutier soldat inițial cu rănirea a 3 persoane în urma coliziunii dintre două autoturisme. Din păcate, una dintre victime a decedat la spital. Este vorba de un bărbat de 67 de ani din municipiul Râmnicu-Vâlcea. De asemenea, traficul a fost blocat total momentan pe perioada efectuării cercetării la fața locului. Sincer, îmi găsesc cu greu cuvintele să vorbesc despre dânsul. Am avut o relație foarte, foarte bună și regret profund această dispariție prematură. Nu... Îmi este greu să vorbesc, trebuie să fiu sincer. Nu vreau decât să transmit condolențe sincere familiei și să spun că a fost un om extraordinar și un prieten adevărat. În ultimii ani, Marian Bajnou a lucrat pentru Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea ca președinte al Comisiei pentru Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal. Maestru emerit al sportului, Bajnou a jucat sute de meciuri în Liga 1. La Chimia Râmnicu-Vâlcea a jucat în perioada 1976-1987 și a promovat cu echipa în Divizia A de atunci. A revenit ca antrenor și președinte la această echipă. Pe lângă Chimia, Bajnou a pregătit pe Lotru Brezoi și Flacăra Râmnicu-Vâlcea, cu care a promovat în eșalonul superior. A fost președinte al cluburilor Chimia, FC Vâlcea și Drobeta Turnu Severin. Dumnezeu să-l odihnească!